De nimic, literalmente. Madic, am cui e vlogul? Pare apartamentul Sebi. Bună dimineața! Te-ai mutat? Da, m-am mutat. Bine ai venit în Cosmopolis. Bună dimineața, băi, frățiorii mei! Astăzi avem o zi foarte, foarte, foarte plină. Astăzi ne mutăm la București. Într-un final ne mutăm de tot la București, ne mutăm definitiv și, băi, n-aveți idee câte bagaje trebuie să fac. Deci trebuie să mă mut, băi, de tot. Știi ce zic? Am aici bagaje, haine, placa mea de YouTube, trebuie să iau calculatorul, trebuie, pfai, de viața mea, geci, de felul. Și asta nu e tot, stați așa, băi, să vă mai arăt ce trebuie să iau. Cuptor, pahare, aparatul meu de cafă, mâncaia și gurița lui, bling-uri, furculițe, pentru că nu are sens să cumpăr altele acolo dacă am tot ce am nevoie acasă. Și dacă plec cu mașina, o să pot să le iau aproximativ pe toate. Mi-am schimbat și roțile de la BMW, mai trebuie să-mi iau papuci, am acolo tigaie, nu știu de ce. Și astăzi, băi, frățiorii mei, o să mergem în București, o să dormim la Pain. Pain știe că vin, dar nu știe când, așa că o să vreau să intru peste el în casă să-i fac ceva. Numai să mă ajute Miriana, trebuie să vorbesc cu Miriana, să-i facem o mini farsă așa. După care mâine o să mergem să vedem ce apartamente mi-au și bineînțeles că o să vă iau cu mine peste tot. Hai, mă pun să adun toate nebuniile astea de aici, calculatorul, toate paharele alea, tot. Și revin. Băi, până una alta aș vrea să mai iau LED-urile de la pad, bă, să le pun pe undeva pe acolo, pentru că chiar șmechere. Așa că trebuia să le dezlipesc cumva. Hai să vedem cum e. Și după aia o să le lipesc eu cu ceva pe acolo. Băi, deci zici că eu am fost la furat, să nebunesc, că dacă mă oprește poliția, crede că am fost la furat. Am aici monitoare, cuptoare, aparate de cafea, papuci, de toate, bă. Bun, băi, frățiorii mei, ne-am făcut plinul, ne-am luat o vinietă, suntem pregătiți aici de drum, avem autonomia 1000 de kilometri, aia zic. Hai să-i dăm drumul, băi, să terminăm. O să ajungem probabil noaptea peste pe însărac în casă. Trebuie să vorbim și cu Miriana înainte să ajungem și să cumpăr ceva tuburi de cum îi zice, mă, frișcă sau ceva să-i dau pe cap, sau vedem noi, improvizăm. Bun, băi, frățiorii mei, m-am oprit și eu aici să mănânc și mi-am cumpărat apă pentru parbriz, că nu mai am apă la parbriz și are se face așa de la musculețele astea. Mai avem, cred că, vreo 300 de kilometri, ceva de genul. Sau prost, nu știu. Sau mai mult, sigurat mai mult. Dar îmi bag apa, mănânc și ne continuăm drumulețul. Bun, băi, frățiorii mei, după 6 ore, cam așa, 6 ore de drum, am ajuns într-un final, m-am oprit doar o dată atunci când m-am pus apa de la ștergătoare, dar văd că nu merge, bă, când dau pe chestia asta să dea cu apă pe parbriz, nu merge, nu știu ce. Am ajuns într-un final, am găsit un loc de parcare aici, trebuie să mergem să sunăm pe Miriana să coboare, să ne deschidă, dar băi, cel mai inconfortabil mi-e faptul că... Îmi las mașina aici așa în parcare la vrăjeală cu toată casa mea în ea, ești nebun. Dacă mi-o sparge cineva s-o făcut, să nebunesc. Numai calculatorul e aproape 2000 de euro. Și parcă mi-e așa, știi, cumva să las. Dar totuși e un cartier bun, nu sunt hoți și din astea și camere de filmat. Sper că n-are sens să le mai iau, să le duc la Pen și mâine să le duc iară în apartamentul meu și complicații. Așa că am acoperit așa frumos un pic pe acolo să nu se vadă că a venit băiatul din Anglia cu televizoare, cu din astea. Cam atât. Luăm pernuța noastră și plecăm. Bun, băi, frățiorii mei, am ajuns aici în față la bloc. Avem aici tubul de frișcă pe care o să-i dau un cap. Numai acum partea cea mai grea și cea mai așa, trebuie să o sunăm pe Miriana și să vină să ne deschidă ușa. Oricum asta, prima ușă e deschisă tot timpul. Imagine ușa de acolo de sus. Hai că o sun acum. Alo? Da? Mă auzi, ce faci? Da, bine, uite. Tu? Eu acum am ajuns. Ce face ăsta? Doarme. Se doarme? Perfect, n-am bine, trebuie să deschizi ușa, gen. Dar fără să faci gălăgie și fără să-l trezești. Bine, să mănânci când ești la ușă, nu știu, dă-mi un mesaj. Bine. Bine, pa. Și eu cu pernuța mea după mine. Pernuța mea, mă, nu plec niciunde fără ea, ești nebun. Bă, mi-am uitat frișca jos. Nu, am pus-o pe fotoliul ăla și am uitat-o jos. Trebuie să cobor înapoi.
Nu pot să cred. Nu pot să cred. Ups, am făcut un pic cu perete. Bă, nu. Mamă, zici că ești... Hai de viața mea. E bună, e bună. Am zis, e de aia cu fructe de pădure, cu d-astea. Ai venit din mi-ați făcut-o, bă. Hai, ce prost ești. Că chiar am pus botul. Stai așa, stai așa, că se prelinge aici și frate. Cum facem să se prelinge? Hai, pune-mi, dar ce ai făcut chestia asta? Ține, ține, ține. Nu, 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 să țin. Te că nu poți să țin. Da, mă sperii, cum pare că o să mă răzgum pe tine, Mirana, pentru asta, să știi. Pe mine? Păi da, pe cine? Nu-i bine al mea, că el l-a auzit. Ai zis că doarme. Păi dormeam. Mamă, frate, dar... Ți-am dat o guriță un pic. Să moare, băi, să moare. Am orbit. Te curăț zudu. Gata, mă, să curățam. Să vedeți tot-o, dacă vezi asta. Cum? Cum a fost drumul? Spre surprinderea mea... E că îmi cure în gură. Uite, și tu aveai cu frișcă, da? Deci așa, așa grup, da? Ai zis, da. Hai, bine te-am găsit, dragul meu prieten. Hai să-ți dau un pusi. Nu. Par, zici că ești de la Lelens. Ustru ochi? Aha. Am frișcă în ochi, ești proast? Și stai, te uite acolo, stai așa, să-ți dau și hai, ce mă gândile fața. Ah, ce mă gândile. Uite și vreau să-l. Hai mă, f***a, că nu mai pot, să-mi bau f***a, că mai pot. Ce mustră. Și cum vă ieși de la vlogul ăsta? Vedea pe tete pena, trinata și mi-a dat la m***a. Cred că da. Te-ai apucat de sport? Fac sport de vreo săptămână. Cam așa. O săptămână. Nu e rău, să știi. Bă, să știi că și eu am făcut sală 3 săptămâni și chiar am crezut că ia mă, fii atent că fac sală. Și după aia m-am lăsat. Pățesc des asta. Dar nu-i normal, nu-i bine. Că tocmai ar trebui să arătăm fit, nu? Să fim fit, să... Păi da, știi? Da. Dar e greu. E greu că ești obosit, ești... Da, mă, dar nu contează. Să fim sănătoși. Bun, băi, frățiorii mei, am făcut și eu un duș, mi-am făcut din nou freza asta, mi-am lăsat părul, bretonelul. Cam atât a fost și cu vlogul ăsta, eu sper că v-a plăcut. Dacă v-a plăcut, nu uitați să apăsați acolo butonul de like, share și subscribe. Mâine o să avem din nou un vlog nou în care o să îmi găsesc apartamentul meu și o să vă prezint și o să fac turul apartamentului. Dar până atunci, vă pup și vă iubesc, vă mulțumesc de vizionare. Nu se înțelege nimic, literalmente. Madic, am cum e vlogul? Nu știu, ghicește, eu n-am nicio cameră în mână. Pare apartamentul Sebi. Chiar e top. Chiar e drăguț, e cochet. Aici, frumos loc pentru birou. O multitudine de variante. Frumos, da. Bună dimineața! Te-ai mutat? Da, m-am mutat. Bine, bun. Bine ai venit în Cosmopolis.